A fost o noapte neagră pentru premierul Marii Britanii, Theresa May. Partidul ei a pierdut majoritatea în urma scrutinului legislativ anticipat desfășurat în regat. Rezultatele reprezintă un eșec pentru May, care dorea să-și întărească poziția în contextul negocierilor pentru Brexit. Deși potrivit tuturor sondajelor, conservatorii Theresei May erau cu aproximativ 10% înaintea laburiștilor, alegătorii britanici au surprins. 76% dintre ei s-au prezentat joi la vot, dar încă de la închiderea urnelor, premierul a primit o veste dezamăgitoare. And what we're saying is the Conservatives are the largest party. No, they don't have an overall majority at this stage. 314 for the Conservatives. Cu toate că au obținut cele mai multe mandate, conservatorii au pierdut majoritatea, însă Theresa May a dat asigurări că va menține stabilitatea Marii Britanii. Conservative Party will ensure that we fulfill our duty in ensuring that stability so that we can all as one country go forward together. Vestea a fost primită în schimb cu urale de susținătorii laburiștilor. And I'm very proud of the results that are coming in all over the country tonight of people voting for hope for the future and turning their backs on austerity. Theresa May este cea care a convocat alegerile anticipate în speranța că își va întări poziția înaintea începerii negocierilor pentru ieșirea Marii Britanii din Uniunea Europeană. Iar în lumina rezultatului obținut, aceste negocieri programate pentru data de 19 iunie se anunță cel puțin dificile. Este absolut evident că Parlamentul, așa cum apare el, Parlamentul Britanic, cum este structurat în acest moment, nu va fi de acord cu un set de reguli extrem de dure, așa cum și le-ar fi dorit Theresa May. Șocul rezultatelor scrutinului a dus și la deprecierea lirei sterline cu aproape 2%, la cel mai redus nivel din ultimele două luni.